vorbim acum despre victoria lui Darius Vâlcov în instanță. Consilierul premierului a scăpat de controlul judiciar după ce magistrații Tribunalului Dolj au aprobat cererea acestuia de ridicare a măsurii. Decizia nu este însă definitivă și poate fi atacată de procurorii DNA. Vă reamintesc faptul că în acest dosar Vâlcov a fost trimis în judecată pentru luare de mită și trafic de influență. Procurorii spun că fostul edil din Slatina ar fi primit acum 6 ani suma de 100.000 de euro de la un om de afaceri care avea contracte cu primăria.